Să mergem în bisericile noastre, unde să săvârșim slujba învierii și să ne bucurăm de această mare sărbătoare la care am ajuns după o perioadă de post, după o perioadă de pregătire, ca, cu adevărat, să fie cea mai mare sărbătoare creștinească așa cum ea este. Hristos a înviat! Dragi preoți, dragi părinți, stimați primari, colegi, dragi ienoriași, prieteni, mă bucură foarte mult faptul că această minune extraordinară a creștin-ortodoxilor, a creștinilor din întreaga lume, s-a produs și în acest an, în anul 2016. Mă bucură foarte mult faptul că împreună cu preoții de Raionul Băsari, împreună cu dumneavoastră, sigur că am reușit să ajungem cu bine, cu sănătate, toți împreună și la această mare și frumoasă sărbătoare. Eu mă bucur foarte mult, în primul rând, pentru faptul că Bunul Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să fim împreună, să ajungem cu bine și cu sănătate la ziua de astăzi. Este important să facem lucruri frumoase. Este important să ne bucurăm. Fiindcă Paștele, sigur că înseamnă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este foarte important ca această tradiție minunată să fie promovată și în continuare. Și, într-adevăr, vreau să-mi cer iertare de la preoți, vreau să-mi cer iertare de la dumneavoastră pentru faptul că poate altă dată într-o formă sau alta, nu am fost atât de drag sau atât de bun pentru unul sau altul. Vreau să vă felicit pe toți dumneavoastră. Vreau să ne felicităm unul pe altul, reciproc, cu această minunată sărbătoare. Și așa cum fiecare dintre noi s-a străduit să ajungă, în primul rând, duhovnicește, sufletește, curat. Să ajungem cu haine noi. Să ajungem cum primăvara în vie tot, să ne bucurăm într-adevăr cu toții în această seară frumoasă, să mergem cu toții la liturghiile care vor fi organizate și petrecute în toate bisericile din raionul nostru și sigur că să spunem la toată lumea cu mândrie, cu bucurie enormă, Hristos a înviat! Hristos Voscres! Sănătate, un an frumos, un an bun alături de toți, dragi, alături de prietenii noștri, de rudele noastre, de copiii noștri și sigur că Bunul Dumnezeu să ne aibă în paza Sa. Dragi prieteni, stimați preoți, să ne dea Bunul Dumnezeu posibilitatea să ne ajutăm reciproc unul pe altul. Să ne dea Bunul Dumnezeu ca și astăzi, și mâine, și pe parcursul întregului an. Noi toți, cu adevărat, să ne bucurăm cu lucruri frumoase, cu mai multe zâmbete, cu mai multe bunătăți, unul față de altul.
Și sigur că să știm să ne iertăm, să știm să ne ajutăm, să știm pur și simplu să ne trăim viața de bine, așa cum și-a dorit-o Iisus Hristos, așa cum și-a dorit viața Dumnezeului pentru noi toți. Doamne ajută nouă tuturor și sigur că vreau să invit domnii primari aici alături de noi, alături de preoți, pentru a servi câte un pahar de vin, așa cum se cuvine la noi, la creștini, cu adevărat pentru sănătate și pentru această minunată sărbătoare. Hristos a înviat!